Frate păstor, dar de ce trebuie să citească Biblia în fiecare zi? Știți că 85% dintre creștini nu pun mâna pe Biblie toată săptămâna? Și apoi vin, frate păstor, zice, am probleme în familie. Știți că cei mai mulți nu vin la o rugăciune? Știți că cei mai mulți nu se roagă acasă cu familie? Și apoi vin și spun, sunt la un pas de divorț, nu mai știu ce să fac. Incompatibilitate de caracter, zice. Nu, incompatibilitate de pocăință. Asta e problema. Pe cum vom trata lucrurile mici cu seriozitate și cu credincioșie, Dumnezeu ne va da biruință în lucrurile mari. Te rog astăzi, nu lăsa pe diavolul să aducă lucruri mici în viață care să te facă să te plictisești la rugăciune, să te plictisești la un mesaj. Ascultă-mă bine, dacă 2 ore pe Netflix nu te plictisești, dacă 2 ore la un meci nu te plictisești și la o predică nu poți să te uiți mai mult de 1 minut, ai o mare problemă cu Dumnezeu. Luca 16 cu versetul 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la 2 stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Amin. Este un har din partea lui Dumnezeu să putem să fim la închinare. La nord de România este război, la sud încă se numără pagubele după cutremurul care a fost în Siria și în Turcia. Pentru noi Dumnezeu a mai îngăduit vremuri de har. Și asta să știți că nu e un lucru mic, ci e un lucru foarte mare, iar celor care li se dă mult, întotdeauna li se cere mult. De aceea vreau astăzi, iubiții mei, să fim responsabilizați de vremurile de pace pe care Dumnezeu încă ni le-a îngăduit. Lăudat să fie numele Lui! În această seară, iubiții mei, Dumnezeu mi-a pus pe inimă un mesaj pe care l-am intitulat Puterea lucrurilor mici. Puterea lucrurilor mici. Și aș vrea să încep cu o fotografie pe care am rugat pe cei de la media să o afișeze, dacă se poate afișa. Nu știu câți dintre dumneavoastră cunoașteți această poză, această fotografie. Era data de 28 ianuarie 1986, cu 4 luni înainte ca eu să mă nasc, când această fotografie a fost făcută. Ea cuprindea un echipaj pregătit să plece în spațiu și în acest echipaj, pentru prima dată, era o primă femeie care pleca în spațiu, un prim afroamerican și un prim canadian. Se pregăteau de a 10-a misiune a navetei Challenger, care urma să ducă un echipaj de 7 persoane din Florida, de la centrul spațial dincolo de atmosferă. Nimic n-ar fi tulburat liniștea acestei poze, pentru că naveta aceasta a reușit să mai facă încă 9 misiuni înainte cu succes deosebit. Pune-te, rog, următoarea poză. A avut loc lansarea, iar la 73 de secunde după lansare, la o înălțime de 14 km, naveta a explodat, provocând moartea întregului echipaj. S-au făcut analize peste analize. A fost o tragedie imensă. În o oră după tragedie, 80% dintre americani știau deja că cei 7 oameni din fotografia care a văzut-o mai înainte nu mai erau în viață. Misiunile de la NASA s-au blocat pentru 2 ani și jumătate. A fost un dezastru colosal. A fost chemată o echipă specială de ingineri care să verifice fiecare etapă, efectiv fiecare milisecundă de după lansare și toate săptămânile înainte de pregătire. S-a descoperit ceva foarte interesant. În dimineața lansării, temperaturile au fost foarte scăzute în Florida, deși Florida nu este o zonă cu temperaturi scăzute. O echipă de experți a spus, nu putem garanta că niște inele care etanșează carburantul vor lucra la capacitate bună, la capacitate maximă.
Vă sugerăm să opriți lansarea. Experții de la NASA au spus, da, e adevărat că există un inel de nivel critical 1, de nivel 1 critic, dar avem o rezervă la el. În caz că se întâmplă, există rezervă. Pune-mi, te rog, următoarea fotografie ca să înțeleagă toți despre ce vorbim. Din 2 milioane de piese care alcătuiau naveta spațială, 2 din aceste inele, ambele au cedat, carburantul s-a scurs și a declanșat accidentul. Din 7 membri ai echipajului, doar 3 au putut fi identificați. Atât de groasnic a fost impactul navetei cu Oceanul Atlantic. Puterea lucrurilor mici. Puterea unei singure piese. De atunci până astăzi, NASA nu mai dă voie ca la o piesă de nivelul critic 1, nivelul 1 critic, să se bazeze doar pe o singură rezervă, pe un singur backup. 7 oameni și-au pierdut viața, o întreagă națiune a fost îndoliată, 2 ani și jumătate n-a mai avut nimeni încredere în lansări, din cauza unui inel, știți ce grosime are asta? 2,5 mm. Mulțumesc pentru fotografii. Vreau să intru în mesaj, iubiții mei, pentru că este un mesaj pe care l-am primit de la Dumnezeu săptămâna trecută și l-am predicat la noi azi dimineață, ca să nu creadă cineva că vin la voi întâi cu el. Lucrurile mici am înțeles în viața asta că sunt subestimate și de multe ori subestimăm puterea lucrurilor mici. Vreau să vă spun astăzi, iubiții mei, că lucrurile mici nu sunt importante neapărat prin ele însele, ci prin faptul că pot fi parte a ceva măreț. O cărămidă singură nu are valoare din cauza ei înșiși, ci din cauza faptului că împreună cu alte câteva mii de cărămizi poate fi parte a unei construcții imense. O piesă la mașină, dacă o iei singură, probabil nu o poți folosi la nimic. Însă, în medie, un automobil are 30.000 de piese. Și fiecare piesă pusă la locul ei și lucrând la scopul pentru care a fost creată, ajută să ducă un călător mii de kilometri. O oră în sine s-ar putea să nu conteze prea mult. Însă vreau să vă spun că pentru a fi foarte bun într-un domeniu, e nevoie de 10.000 de ore, iar ca să ajungi la 10.000 de ore, încep cu o oră. Mai spun ceva, știați că la început de an foarte mulți oameni își planifică anumite scopuri pentru anul în curs. O să slăbesc nu știu cât de kilograme, o să alerg la un maraton, o să mă căsătoresc anul acesta, o să mă duc mai des la biserică, o să învăț mai bine, nu o să mai sar pe geam, să mai chiulez de la școală. Ne începem anul cu foarte multe decizii. Ascultați-mă, doar 8% din cei care își fixează anumite ținte la început de an ajung să le împlinească. De ce? Din cauza că orice țintă necesită niște pași mici, făcuți în mod repetat. Și pașii aceia mici, lucrurile acelea mici, au în sine o putere pe care dacă o acumulezi, timp de câteva luni, timp de un an, timp de 20 de ani, timp de o viață întreagă, această putere va defini caracterul tău și poate defini locul în care îți vei petrece veșnicia. E valabil în domeniul financiar, educațional, familial și spiritual. Vreau să vă dau câteva exemple din Biblie de lucruri mici cu o însemnătate mare, cu o forță mare, cu o putere mare. Vă aduc aminte de Iona, 9 cuvinte ale unui predicator. Dumnezeu vine și spune, Iona, scoală-te și du-te la Ninive, la asirieni. Bun, Doamne, care o să fie traseul pe care trebuie să mă duc? Câte seri de evangelizare o să am? 40, 50, 60? Nu are rost să mă duc pentru... Și o zis Dumnezeu o singură propoziție. 9 cuvinte îți dau, Iona, ca să mergi să le spui. O zis Iona, pentru 9 cuvinte n-are rost să mă duc. Mai bine mă duc la Tars. Mai bine mă duc undeva pe coasta Spaniei și stau în concediu, decât să mă duc pentru 9 cuvinte să predic. Pentru un minut de predică, n-ar rost să mă duc. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Așa e că n-ați dat mare lucru pe aceste cuvinte. Ei bine, aflăm la finalul cărții lui Iona
că aceste cuvinte au mișcat inima a 120.000 de oameni care au intrat în post, în rugăciune, în pocăință și istoria spune că în loc de 40 de zile, Dumnezeu le-a mai dat 180 de ani de har, de pace, de bucurie, de îndurare. Pentru că Dumnezeul nostru e bun, slăvit să fie numele Lui. Iubiții mei, mai amintesc un exemplu. Ați băga în seamă talpa piciorului unui preot? Iosua 3:13. De îndată ce preoții care duc chivotul Domnului Dumnezeului întregului pământ vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două. Doamne, dar dacă pun genunchi, nu-i bine? Dacă dăm așa din cot? Dacă stau așa și nu fac nimic, nu-i bine? Nu-i suficient? Chiar trebuie să pună talpa și neapărat preoții? Iubiții mei, fiecare cuvânt care vine de la Dumnezeu este exact și este însoțit de putere. De aceea, în momentul când noi împlinim acele cuvinte simple, acele promisiuni, acele cerințe, acele reguli, dacă vreți să le spuneți, ascultarea aceasta, Dumnezeu însoțește acele lucruri cu o putere extraordinară. S-a întâmplat ceva miraculos. Când primii preoți au pășit pe malul Iordanului, când au atins malul cu talpa, Iordanul s-a desfăcut în două, s-a despărțit apele în două și au trecut ca și pe uscat. Probabil că o pietricică, și-au văzut Goliat multe pietricele în viața lui, n-a fost niciodată probabil atent la una din ele. Dacă i-ai fi spus la Goliat că o pietricică îl va omorâ într-o zi, te-ar fi făcut cu ou și cu oțet. Însă vreau să vă spun, iubiții mei, că David, la îndemnul lui Dumnezeu, a luat câteva pietricele, le-a pus în praștie și una dintre ele l-a lovit pe Goliat în frunte și a fost omorât. O să spuneți, wow! Și la copii le place povestea asta, pentru că are ceva în ea extraordinar. Un om, din cap până în picioare, înarmat să fie învins de un copilandru? Biblia spune ceva ce nu spune despre Saul, nici despre ceilalți soldați care n-aveau curaj, că Domnul era cu David. Și când Dumnezeu e cu tine, fiecare lucru pe care El ți-l spune să-l faci, va avea o forță fenomenală în viața ta, a familiei tale și a comunității din care faci parte. Bineînțeles, noi vedem biruința din public a lui David, însă vreau să vă spun că în privat au fost mii de zile de gesturi mici pe care David le-a făcut la oi. O biruință cu leu, o biruință cu ursul, o oaie care poate a trebuit îngrijită, o alta care a trebuit dezinfectată, poate nopți întregi în care au dormit acolo între gunoaie și mirosea acaș, mirosea gunoi. N-or văzut oamenii asta, că oamenii văd numai ce e în față. Însă să știți că în spatele unei biruințe din public stau mii de zile, poate de formare, de lucruri mici a unui om în privat. Mai amintesc un caz, pachetul unui copil pus în mâna lui Iisus. O întreba Domnul Iisus, având în față 5.000 de oameni, ce o să le dăm la ăștia să mănânce? Și a venit unul din ucenici și a spus, este aici un copil, are 5 pâini și 2 pești. Știți ce făceam eu în locul lui Iisus? Altcineva nu este? Un copil? Dar ce să fac cu un copil? Cu un prunc? Am fost plecat în Italia weekendul trecut în slujire și Dumnezeu mi-a dat o lecție pe care n-am să o uit multă vreme. De obicei, noi slujitorii, poate nu ne înțelegeți, dar după slujbă de multe ori preferăm să fugim la mașină, să mergem spre casă, pentru că în spate sunt multe zile de oboseală și n-am vrea să mai stăm, să mai schimbăm vorbe. Și m-am grăbit să ies din biserică, însă undeva în spate mă aștepta un copil de 6 ani, pe nume Timotei. Îl cunoșteam pe tatăl lui și mi-a făcut semn și a zis, Cristi, Timotei vrea să spună ceva. Primul gând a fost ăsta, ce poate să-mi spună mie un prunc de 6 ani? Iubiții mei, Timotei a trecut prin multe probleme în viață. La 5 luni de zile în pântecul mamei, când avea 5 luni, doctorii i-au cerut mamei să-l avorteze. Mama a refuzat. Înainte de naștere, medicii au spus mamei că dacă copilul nu va plânge la naștere și nu va da semne de viață, ei nu vor face nimic. Cu alte cuvinte, îl lăsăm să moară. Copilul s-a născut plângând. Medicii au rămas uimiți când au văzut că un copil atât de bolnav plânge cu atâta forță.
A fost băgat direct în operație. Prima zi a avut o operație de 7 ore pe măduva spinării. Medicii au spus așa: noi am făcut ce ține de noi. Mai departe, numai Dumnezeul tău la care te rogi, îi spunea tatălui și mamei, dacă mai poate face ceva cu el. A doua zi, o nouă operație, hidrocefalie, apoi 7 zile de terapie intensivă. 45 de zile, mama nu a avut voie să-și țină copilul în brațe. Până la 4 ani n-a putut să vorbească deloc. Astăzi, Timotei are 6 ani. Are peste 600 de vizite la spital și 7 operații. În timp ce îmi spunea istoria lui, tata, o zis, frate Cristi, de câteva zile, Timotei se roagă pentru tine. L-am luat în brață și am făcut o poză cu el, o fotografie cu el. La 4 ani a zis către maică sa, când am început să vorbească, a zis, mami, vreau să mă fac evanghelist. Un copil foarte deștept, deși are încă anumite traume care nu-s vindecate din punct de vedere fizic. Mental este perfect. Și mama i-a zis, poți să fii evanghelist chiar acum, la grădiniță. A spus despre Dumnezeu la câteva persoane la grădiniță și următoarea duminică o educatoare a venit la biserică. Așa e că nu băgăm în seamă un copil de 4 ani sau un copil de 6 ani. Doctorii spuneau că Timotei va fi ca o legumă, că nu va merge, nu va vorbi, nu va face nimic. După 6 ani de exerciții, cu puțin ajutor, Timotei poate umbla, vorbește foarte corect, clar și frumos. Uneori Dumnezeu nu are nevoie de mari predicatori care să ca să facă ceva. Și vrea să le amintească la mulți slujitori că s-ar putea în spatele unui predicator sau unui cor sau unui păstor sau a unui proroc să fie un copil de 6 ani care se roagă. Mi-a lăsat mesaj vocal Timotei alaltă ieri pe telefonul tatălui și a zis, frate Cristi, ce mai faci? Cum mai ești? Copii mici, poate neînsemnați, dar care în mâna lui Dumnezeu sunt o mărturie vie. Știți, când am văzut pe Timotei și prin ce-a trecut, nu m-am mai plâns de nimic. Am venit pe avion cu acest gând, Doamne, cum îți ridici Tu mărturii? Cum îți ridici Tu oameni care să le închidă gura la mulți? Doctorul care l-a operat a zis că e ateu. Știți ce a spus după operație? Mulțumiți lui Dumnezeu pentru ajutorul care vi l-a dat. Iubiții mei, de multe ori evităm să facem lucrurile mici sau să punem preț pe lucrurile mici pentru că avem impresia că ele nu produc rezultate imediate. 600 de vizite la doctor ca să poată vorbi copilul. Vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Noi nu trebuie să fim preocupați de rezultate. Noi trebuie să fim preocupați de ceea ce trebuie să facem noi. O zis Pavel, eu am sădit, Apolo a udat, Dumnezeu a făcut să crească. Iubiții mei, dacă tragem de iarbă, ea nu crește mai repede. Dacă trag de roșie, ea nu crește mai repede. Eu trebuie să seamăn, să ud și este cineva care se ocupă de rezultate și ăsta e Dumnezeu. Preamărit să fie numele Lui. Întrebarea mea este, ți-ai mai făcut timp să mai seameni ceva, să mai pui ceva? Mă gândesc la un ștergar. Vezi ceva mare într-un ștergar? Era seara cinei, a intrat Iisus, erau ucenici acolo și era o regulă, oricând începea o masă într-o familie de evrei, era o regulă, pentru că umblau desculți sau în sandale cei care își permiteau o pereche de sandale. Și era o regulă și stăpânul casei punea pe un rob. Și dacă era un rob care nu era evreu, ăla era primul abonat. Cea mai mare umilință în vremea aceea era să speli picioarele altora. Acum e ușor să-i speli picioarele, că sunt curați toți. Dar atunci veneau prin tot praful, prin toată mizeria. Și Petru și Ioan și ucenicii se uitau la ușă, dar nu mai intră robul, zice. Dar unde e robul? Unde e sluga? Și la un moment dat Iisus își dă haina jos. S-au speriat toți. Au luat un ștergar și-o îngenunchiat. Ianis, băiatul cu care am venit, era copil când l-am pus să ia ceva de jos. Era la primii pași care făcea și începea deja să priceapă și l-am pus să ia ceva de jos. Știi ce mi-a spus? Nu vreau să fiu slugul tău. El nu știa că cuvântul corect e slugă.
Știți? O zis, slugul tău. I-am întrebat pe copiii mei când au crescut un pic și au zis că vor niște animale pe lângă casă. Le-am zis, tată, vă ia iepuri dacă vreți, că asta am avut și eu. Numai vreau să vă întreb ce facem cu mâncarea, cu mizeria, că trebuie făcut ceva. Și a zis unul din copiii tati, angajăm o slugă. Știam cine o să fie slugă. Știam și n-am mai luat. Pentru că, iubiții mei, ascultați-mă unde vreau să... Și de ce am spus asta cu sluga? Pentru că a spus Domnul aici, nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni. Ștergarul ăla a făcut diferența în seara cinei. O zis Domnul Iisus Hristos, vreau să fiu eu slugă. Înainte de coroana din cer, există aici o slujire pe care puțin mai sunt gata să o fac. Dar, frate Cristi, dar contează acum un ștergar? Un pansament? Un gest? Contează. Mă gândesc la un ac. Tabita a avut un ac și i-a pus și ață. Penina a avut un ac și l-a folosit fără ață. Și dacă folosești acul fără ață, nu mă înțepături lași. Nu mă înțepături. Tabita i-a pus ață și a lăsat în urmă haine frumoase. Mă gândesc la turta unei văduve din Sarepta. O turtă în sine ce poate să însemne? Nu? O turtă. Turta aia au salvat viața unui profet. Lucru mic cu însemnătate mare. Mă gândesc la o fetiță. Am vrut să-i pun numele la prima mea fată, la Grace, numele fetiței acesteia, dar n-am găsit niciunde. În Biblie nu scrie. Doar două versete sunt în Biblie despre fata luată roabă la Naaman și dusă la Naaman. Nu știu unde fi fost părinții ei, poate au fost uciși, poate i s-o dat foc la casă. Ce știu este că fără voia ei a fost dusă în Siria și a fost făcută slugă la un general, o roabă. Și într-o zi generalul vine acasă plin de lepră și fata putea să zică, mare Dumnezeu meu, dinte pentru ochi, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Uite ce m-a făcut mie, acum ai să faci. Sau voi n-ați gândit niciodată așa când s-a întâmplat ceva rău la cineva făcut rău? Ce mare ești, Doamne, ce mai aparat. De când așteptam ziua asta? Iubiții mei, ascultați ce spune fata asta. Oh! Dacă stăpânul meu ar fi în țara mea la prorocul acela, prorocul acela l-ar tămădui de lepra asta. Ați dat preț pe niște cuvinte ale unei femei care spală pe jos, a unei fetițe care spală pe jos? Naaman a plecat pe aceste cuvinte și s-a întors acasă vindecat, pentru că sunt vorbe mici care pot avea efect puternic. A spune preț pe o frânghie coborâtă pe un zid? Să vede așa o frânghie că stă pe un geam. Ce poate să însemne? O zis spionii aceia evrei, dacă vrei să-ți salvăm viața când intrăm cu soldații în Canaan, Rahav, coboară o frânghie pe fereastră, o să o vedem și îți promitem că nimeni din casa ta nu va fi ucis. O mană în pustie, o bobiță? Mana era compusă din niște bobițe foarte mici. Neînsemnate la o primă vedere, dar aceste bobițe au hrănit 2 milioane de oameni timp de 40 de ani. Am venit de la Deva în seara asta să vă rog frumos ceva. Nu mai subestimați lucrurile mici. De prea multe ori spunem, sunt prea mic. Ce contează? Eu sunt prea mic, zice. Ascultați-mă, și un șurub e foarte mic, o piuleță e foarte mică. Însă ea este partea unui ansamblu foarte important. Poate spui, sunt doar eu singur, are rost să mă duc miercuri la stăruință. Dar cât o să mai fie? Mi-aduc aminte că am fost și eu în anul 2005 student în Timișoara și 3 ani am fost, vineam când la poartă, când la apele vii, când la elim. Dar în special prindeam rugăciunile din timpul săptămânii pentru că în weekend plecam la Arad. Plecam acasă. Am luat o decizie la începutul facultății că în fiecare marți mă voi ruga pentru viitoarea mea soție și voi posti pentru ea. Plecam la rugăciune și nu știu cum se întâmpla că eram tare puțin. O mână de oameni era. Dacă te-ai gândit, mă, o marți, o zi de post, dar are semnătate asta? Vreau să vă spun că Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție extraordinară. Lucruri mici. Nu e important cât de mult să-ți dai rugăciune. Important e să fii tu prezent. Asta e important. Sunt prea slab. Așa au crezut Golia despre David, că e prea slab David.
Dacă mă implic sau nu, oricum nu contează. Dacă spunea Estera cuvintele astea, evreii din Babilon erau toți omorâți. Contează implicarea ta. Contează implicarea ta. Dacă lipsesc astăzi de la biserică, nu o fi mare lucru. Nu o fi mare lucru. Așa au zis și Toma după înviere și o ratat prima arătare a Domnului Iisus către ucenici. Nu știu dacă Dumnezeu chiar o să împlinească ce a promis. Puteți să zică Noe. O promis că o să plouă. Și așa de tare o să fie, de mare o să fie apa, încât numai o corabie o să se mai vadă. Dacă spunea Noe, nu știu dacă se va ține Dumnezeu de cuvânt, o vorbă acolo spus, o ploaie, ar fi murit el și familia lui. Sunt prea sărac, poate vei spune unii dintre voi, cei 5 lei ai mei ca și student, dacă îi pun la colectă la poarta cerului, oricum nu contează. Imaginează-ți că 500 spun la fel ca și tine. Nu mă vede nimeni, nu mă bagă nimeni în seamă. Iubiții mei, haideți să ne punem întrebarea astăzi, în momentul când analizăm lucrurile mici din viața noastră, dacă toți din biserică, toți din clasa mea, toți din familia mea, le-ar analiza așa de superficial cum le analizez eu și ar spune, cum spun și eu, nu contează asta, frate. O să zice cineva, dar numai într-un loc în Biblie scrie despre asta. Iubiții mei, dacă la o repetiție ar lipsi toți cei care zic cum zici tu, oare ar mai cânta corul? Dacă la o seară de rugăciune ar lipsi toți pentru același motiv pentru care tu lipsești, oare s-ar mai ține biserică? Dacă toți ar vorbi ca și mine, așa superficial, analizăm repede o situație și imediat ne dăm cu părerea. Știți care e sportul pe frata românilor? Dat-o cu părerea. Nu știu ei ce s-a întâmplat. Știți că înțeleptul spune, nu știu. Nebunul tot timpul are pentru toate o explicație. Asta e diferența colosală între nebun și înțelept. Înțeleptul recunoaște, mă, nu știu. Auză, de ce a plecat fata aia în lume? Frate, nu știu. Dar mă rog pentru ea. Mă rog. Auză, ce-a făcut ăla? M-au zis că am văzut că nu se mai țin de mână. Au trei luni de la nu se mai țin de mână. Cred că sunt divorțat, așa e? Iubiții mei, am să vă rog un lucru în această seară foarte important. Samariteanul milostiv a văzut pe un bărbat căzut între tâlhari, pe un om căzut între tâlhari. Știți care a fost primul lucru pe care samariteanul milostiv l-a făcut? Ascultați ce spune Biblia. S-a dus la locul unde era cel căzut între tâlhari. Când stai așa la distanță, încrucișești mâinile și îți dai cu părerea. Dar ce căuta pe stradă la ora aia? Dar ce, eu l-am pus să meargă pe acolo? Dar ce, e treaba mea? Dar e datoria mea? Dar nu m-a chemat pe mine Dumnezeu la asta, zice. Samaritanul a înțeles că nu trebuie să-ți dai cu părerea până ce nu ești la locul respectiv. Și când ai ajuns la locul respectiv și vezi rănile care sunt, în loc să faci rost de bârfă, de calomnie, de judecată, o să-ți faci rost de milă. Și dacă ai la tine un de lemn și vin, un de lemn nu era folosit pentru alinare și vinul pentru dezinfectare în vremea aceea, te apuci de treabă. Avem prea mulți oameni astăzi care își dau cu părerea. Care așa de repede ucid cu vorba, care imediat bârfesc, care imediat judecă. Dar întrebarea mea e, ai fost în locul acela? Iubiții mei, vă mai rog un lucru. Nu fiți mai presus decât Dumnezeu. Dumnezeu a trimis solii lui la Avram și apoi a zis către Avram, mă duc să văd cu ochii mei la Sodoma și la Gomora dacă ceea ce am auzit despre ei e adevărat. Deci Dumnezeu, înainte să judece, merge și verifică personal. Așa facem și noi. Înseamnă că suntem mai tari ca Dumnezeu. O zis Dumnezeu, eu nu voi judeca nicio națiune, nicio persoană, niciun popor după cele auzite. Și repetă Iisus în Noul Testament cuvintele astea. Mă duc să văd dacă ceea ce s-a auzit e așa cum se vede. De câte bârfe am fi scutiți dacă am face lucrul ăsta? Iubiții mei, o zis Iacov, limba este un mădular mic. Însă are o forță și o putere în ea. Poate distruge familii sau poate ridica familii. Poate distruge comunități. Sau poate ridica comunități. Urmează să mă duc la trei biserici undeva și m-a trimis cineva deja un e-mail de avertisment. M-a pus în gardă. Da? O zis Cristi, toți! Da. Deci nu nouă, toți! Îți dezastru, îți vai și amar. N-are rost să mai vorbesc mai departe. N-am putut să răspund. Iubiții mei,
Haideți astăzi să fim atenți la lucrurile mici. Biblia mea mă învață și Biblia dumneavoastră ne învață că oamenii simpli care stau lângă Dumnezeu pot avea mărturii extraordinare. Că acțiunile simple, dar corecte, pot avea un impact măreț. Visează Iacov ceva în momentul când fuge de fratele lui, de Esau. Visează de la pământ la cer ce? Noi am vrea un lift, știți? O scară. Spre cer se urcă cu pași mărunți. Nu cu liftul. Nu cu o apăsare de buton. Spre cer este scară. Să uniți cu credința fapta, cu fapta cu cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea. Cu răbdarea dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de toți oamenii. E o scară și asta. N-ai cum să iubești toți oamenii cât timp tu n-ai făcut credința cu fapte. Biblia ne învață că cuvintele mici pot avea un răsunet mare. O zis Iisus Hristos, Lazar, ieși afară. Dacă zicea, ieșiți afară, ieșau toți. Lazar, ieși afară. Biblia ne învață că lucrurile mici pot face diferența. Biblia mă învață că mamele anonime pot crește copii de renume, extraordinari. Biblia mă învață că biserici sărace, ca și macedonienii, prin darurile lor, pot contribui la ceva consistent. Biblia mă învață că trei tineri pot schimba o națiune. Doamne, vrem să avem impact și în Timișoara, și în Deva, și în România. Haideți să ne uităm și la câteva exemple negative, pentru că lucrurile acestea, iubiții mei, mici, pot avea impact negativ. Vulpile, Biblia spune, vulpile mici, cântarea cântărilor 2 cu 15. Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. În vremea aceea, iubiții mei, podgoriile erau înconjurate de ziduri puternice ca să fie protejate de invadatori, de șacal și de vulpi în special. În mijlocul viei, în mijlocul podgoriei, era construit un turn special pentru ca un pasnic să poată vedea întreaga vie. Și nu era problemă cu vulpile mari. Problema era la vulpile mici, pentru că o vulpe mare era detectată mai ușor. Însă se puteau strecura vulpi mici care să strice o recoltă întreagă de struguri. Vreau să te întreb astăzi, cum ești cu lucrurile mici din viața ta care pot să-ți facă viața amară și pot să-ți distrugă poate căsătoria? Cunosc cazuri. De la un telefon au fost oameni care au făcut botezul și care s-au întors. Cunosc oameni care au divorțat de la un telefon. Telefonul îi devine, așa-i? Nu. Fiecare lucru din lumea asta este neutru. Eu voi folosi fiecare lucru în funcție de caracterul meu. La închisoare nu sunt închise cuțitele criminalilor, ci criminale. Cuțitul din bucătărie te poate face master chef dacă îți place să gătești și te poate băga în închisoare dacă ești un om nervos. Iubiții mei, care sunt vulpile mici la care le dăm voie să intre în viața noastră? Vedeți dumneavoastră, înainte să fie o toamnă, există o primăvară când trebuie să semănăm ceva. Există o primăvară când pomii înfloresc. Și apoi vine polenizarea, vine bulbul, vine fructul. Însă poate că n-ai ajuns să rodești. N-ai ajuns la dragoste, bucurie, pace, pentru că au intrat niște vulpi mici. Tu știi care sunt ale. Un alt exemplu, muștele moarte, Eclesiastul 10 cu 1. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de un sori. Tot așa puțină nebunie biruiește înțelepciunea și slavă. Unde lemnul era un unguiet în vremea aceea menit pentru binecuvântare și ungere și era pregătit cu grijă în speranța că va binecuvânta pe cineva. Și totuși o singură muscă moartă era suficientă să strice un lot întreg de unde lemn. Care sunt muștile moarte din viața ta care ți-au stricat timpul de rugăciune, care ți-au luat timpul de citire a Bibliei, care ți-au luat părtășia de la rugăciune? Iubiții mei, vă rog astăzi, nu mai evaluați pe nimeni după cum cântă sau cum predică, nici măcar pe Cristi Boariu. Adevărata spiritualitate a unui om se vede atunci când se roagă.
Că de cântat cântăm toți, de ascultat o predică ascultăm toți. Dar să stai cu Dumnezeu în rugăciune, să prinzi firul ăla de legătură, trebuie să n-ai în viața ta nici muște moarte, că-ți strică ungerea, nici vulpi mici care-ți strică rodirea. Cel mai important lucru într-o căsătorie este comunicarea. Eu dacă îi spun la nevastă, mi-ați dau 10.000 de lei, dar nu mai vorbim 3 luni, ești de acord? Spune nu, n-am nevoie de niciun ban, dar vreau să vorbim. Pentru că comunicarea înseamnă integritate, fidelitate, cinste, înseamnă că mă iubești, dacă mă iubești îți faci timp să vorbim. Prin rugăciune eu vorbesc cu Dumnezeu, prin mesaj Dumnezeu vorbește cu mine. Te rog astăzi, nu lăsa pe diavolul să aducă lucruri mici în viață care să te facă să te plictisești la rugăciune, să te plictisești la un mesaj. Ascultă-mă bine, dacă 2 ore pe Netflix nu te plictisești, dacă 2 ore la un meci nu te plictisești și la o predică nu poți să te uiți mai mult de 1 minut cât e un short, ai o mare problemă cu Dumnezeu. Nu cumva au intrat lucrurile astea mici? Vă mai dau un exemplu. O foarfică de tuns părul, un brici, l-a transformat pe Samson dintr-un judecător într-un întemnițat. Oh, și sunt aici mulți tineri care urmează să facă pasul căsătoriei. Cred că trăim o vreme destul de dificilă. Trăim o vreme grea. Pentru că e așa de mult fals și nu știi să deosebești bine. Iubiții mei, Samson a fost în stare să omoare un leu de 260 de kilograme. Asta e media greutății unui leu. Și a luat bătaie de la o leoaică de 60 de kilograme. Cum vă explicați? N-au reușit filistenii cu nicio armă să pună mâna pe el. Când i-au pus pe Dalila în față, l-au terminat. L-au dezarmat. Spune Biblia că judecătorii filistenilor erau 5. I-au promis Dalilei că îi dă niște bani frumoși. Am intrat și am convertit pe Google argintul promis. Am făcut niște calcule, undeva la 8.000 de euro i-au promis. 8 ori 5, 40.000 de euro. Nu știu, v-ați bucurat să vă vândă nevasta pentru 40.000 de euro. Stați liniștit că eu știu cazuri unde pentru mai ieftin au vândut. Asta e și mult 40. Dalila a zis 40.000 dacă îmi dați, zice, e super, e super. Și a zis așa, Samson, de unde îți vine puterea? Iubitul meu, ascultă-mă, dacă încă mai ai putere la rugăciune, putere la predică, putere la slujire, puterea de a sta la școală și a nu mere în toalete cu ei la fumat, a nu te uita pe pornografie, îmi spunea o tânără de clasa 5-a, toți colegii din clasa mea au pornografie pe telefon. Cristi, am nevoie de putere să mă împotrivesc. E ușor? Nu e ușor. Dar iubiții mei, puterea aceasta ne-o dă Dumnezeu. Dar trebuie să fim foarte atenți că lângă noi sunt fel și fel de persoane care vor nu să fie umplute de putere, să-ți ia puterea. Și uitați-vă, un Samson, un om, un erou, a ajuns să macine pentru filisteni și și-au pierdut ochii. De ce? Pentru că Dalila l-a tuns bine. Iubiții mei, o manta de șinear a dus la distrugerea familiei lui Acan. Pune-te, rog, Iosua 7 cu 12. Iosua 7 cu 12. A spus Dumnezeu, nu cumva să luați ceva de la cananiți. Dar de ce să nu luăm? Istoria spune că toate lucrurile cananiților erau închinate diavolului prin ocultism, prin vrăjitorie. Și vine Dumnezeu și spune, Iosua, copiii lui Israel nu pot să țină piept vrăjmașilor lor, vor da dosul în fața vrăjmașilor lor, căci sunt dați prin nimicire. Eu nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dați prin nimicire din mijlocul vostru. Următorul verset. Dar care-i cauza, Doamne? Scoală-te, sfințește poporul, spune-le, sfințiți-vă pentru mâine. În mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele. Nu vei putea să ții piept vrăjmașilor tăi până nu vei scoate lucruri dat spre nimicire. Era o manta de șiniar, câțiva talanți de arginți pe care Acan i-a luat pe furiș și n-a ascultat de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune așa, aveți furt între voi și aveți minciună. Iubiții mei, nu vă întreb dacă sunteți penticostali, ortodoxi, baptiști sau catolici. Vă spun cu toată responsabilitatea și ca să nu vă jignesc, vorbesc despre mine acum. Dacă auziți cu date concrete că Cristi Boariu minte, să știți un lucru, Cristi Boariu 1 merge în iad, indiferent pe unde predică, și 2,
Cristi Boariu, dacă minte, poate să facă orice alt păcat. O să spui, da, o minciună? Da, o minciună. Iubiții mei, cel mai important lucru pe care noi îl avem în viața asta nu-i telefonul, nu-i poșeta, nu-s hainele de la Shane, nu-s lucrurile așa, știți? Cel mai important lucru din viața noastră e caracterul nostru, ascultați-mă bine. De aceea le spun la fete și la băieți, nu vă mai uitați după caii de la mașina băieților. Uitați-vă după caracterul lui, căci mașina o poate pierde, poșeta o poate pierde, locul de muncă îl poate pierde. Caracterul este singurul lucru care îl duci cu tine toată viața. Și valoarea noastră nu e în ceea ce avem, ci în ceea ce suntem. Și acum fiți foarte atenți. Cel mai important lucru al caracterului nostru este integritatea. Îi spuneam cuiva recent, care mi-a scos niște vorbe aiurea, și am avut ocazia să vorbesc cu el. Omul e bun. De 15 ani lupt pentru o mărturie bună. Nu mi s-a întâmplat odată să promit ceva și să nu fac. Și dacă mi s-a întâmplat, am anunțat dinainte. Că predic degeaba dacă mint înainte sau dacă nu mă țin de cuvânt. Și tu vii și mă faci cu noroi, vezi că mâinile tale ți-s murdare și nu mai poți să ridici pe cer curat. Iubiții mei, de 13 ani sunt căsătorit. Aș putea să o mint pe soția mea o singură dată. Știți de ce nu fac? Îmi trebuie 13 ani să-mi recâștig ce am pierdut. Voi, pocăiți, o zici cineva ce greu de voi, că n-aveți voie să mințiți. Noi n-avem nevoie. N-avem nevoie să mințim. Iubiții mei, iubiți tineri, ascultați-mă bine, iubite fete, iubiți băieți. Vorbesc cu zeci de familii cu probleme. Nu mai vă uitați la exterior atât de mult, cât priviți în interiorul omului. Și vedeți, se ține de cuvânt când ți-o spus că e la 5 și un sfert acolo. E trafic, frate Cristi, în Timișoara, știu eu? Pentru aia plec de la 4 de acasă. La 2:30 am plecat undeva astăzi, ca să ajung la voi. Că e trafic. Uitați-vă să vedeți care sunt lucrurile mici din viața unei persoane cu care intri în legământ pe următorii 50-60 de ani. Îmi scria o fată, frate Cristi, vorbesc cu un băiat care mă minte. Vreau să-l pun înaintea Domnului. What? Ce? Ce să punea eu? Iubiții mei, și dacă spune adevărul, să tremuri. Că s-ar putea să o spună pentru corpul tău numai. Dacă acum te minte, zi slăvit să fie Domnul că mi-a descoperit. Întoarce-te 140 la oră și dacă îți ia permisul poliția, nu-i păcat atunci. Du-te! Iubiții mei, dacă spune că îl cunoaște pe Dumnezeu și minte, ascultați-mă bine, omul ăla va face orice altceva în viața asta fără nici măcar să roșească. De aceea e foarte important să înțelegem asta. Caracterul nostru, integritatea noastră e alcătuită de ani de zile, de gesturi simple, dar cu o importanță colosală. De aceea e important, iubiții mei, să fim atenți nu doar la căderile mari. Știți că studiile demonstrează faptul că oamenii care cad, de cele mai multe ori cad de la înălțimi mici, nu de la înălțimi mari. Pentru că la înălțime mare spune omul, mă, iau King, am asigur ca să nu cad. Dar zice, de pe scări, dar n-am pus să cad de pe scări. 80% din cei care cad, cad de la înălțime mică. De aceea mă rog astăzi Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim atenți la lucrurile mici. Iubitul meu, am observat, știți ce am observat? Că oamenii au această problemă cu disciplina. Dacă îi spui să vină în față la o rugăciune, să se predea Domnului, oamenii sunt gata să facă lucruri mărețe, odată. Dar nu sunt gata să facă lucruri mici în fiecare zi. De aceea le spun la toți, e foarte bine că ai venit în față, te-ai predat, ai făcut botezul, super. Ascultă-mă, nu o să poți să-ți duci mântuirea până la capăt dacă după botez, după ce ai venit în față, nu faci gesturi mici în fiecare zi. Cristi Boariu nu trebuie să bea toată apa dintr-o cisternă odată. Trebuie să bea câteva pahare de apă toată viața. Dumitale și eu nu trebuie să inspirăm tot aerul dintr-un cartier odată. Ci e nevoie de 22.000 de ori să facem acest gest, care a ajuns o obișnuință, dar care ne menține în viață.
Vreau să vă spun astăzi, iubiții mei, nu predica asta mă menține pe mine în viață. Asta e doar ceea ce am prezentat public. Ceea ce fac în spate dovedește caracterul meu. Și eu și dumneavoastră, în fiecare zi suntem chemați de Dumnezeu să facem acele gesturi mici care să ne apropie mai mult de cer. Amin. Am primit un mesaj pe Instagram aseară, frate Cristi. Am vorbit cu cineva din biserică, un tânăr, a fost la stăruință, a fost la închinare și a zis, eu nu mai vin. A fost fain la stăruință, a fost fain, a venit Duhul Sfânt, a fost super, zice, s-a prins, s-a făcut, dar e stins. Și pentru că s-a stins, nu mai vin. Dar cine devine? Duhul Sfânt, așa e? Iubiții mei, am observat ceva la mine la cazan. E foarte ușor să aprinzi focul, însă trebuie să-l întreții. Și nimeni nu ne obligă să băgăm o remorcă de lemn odată pe foc, ci câte un lemn de mai multe ori. La macrameu, de merge, se predau oameni, se botează, se întâmplă ceva. Eu mă chinui, aici în fiecare zi nu se întâmplă nimic. O zis neapărat, trebuie să mă duc la Dandy, unde a fost McCain păstor, să văd ce a fost acolo special. Când a ajuns acolo, nu era program de biserică, însă era un bătrân la biserică în ziua aceea. Și a zis, vreau să cunosc succesul lui Robert McCain. Vino cu mine, a zis bătrânul. L-a dus în birou și a zis bătrânul, așează-te pe scaunul acesta pe care ședea Robert. Slujitorul a ezitat o clipă, dar s-a așezat până la urmă. Pe masă, în fața lui, era o Biblie deschisă. Bătrânul a spus așa, lasă-ți capul în carte și plânge. Așa a făcut întotdeauna slujitorul nostru înainte să predice. O venit apoi afară, vine după mine. L-a dus la anvon. La anvon era o Biblie deschisă. O zis, dacă vrei să fii ca și Robert McCain, fă ce-o făcut Robert McCain. Pune capul în mâini, peste carte, peste Biblie și începe să plângi. Așa a făcut slujitorul nostru înainte de a predica ani de zile. Macrameu, la ce e în spate? Gesturi mici făcute zilnic. Mă apropii de încheiere, iubiții mei, spunându-vă că toți cei care au cucerit Everestul au făcut-o pas cu pas. Dacă mergi cu elicopterul pe Everest, nu se pune. Nu mai poți să faci poză, că nu te bagă nimeni seama. Diferența este că cei care au cucerit Everestul nu s-au oprit atunci când cei mai mulți au renunțat. Secretul schimbării și al creșterii constante cu pașii cei mici, nesemnificativ, făcut cu disciplină și sacrificiu în fiecare zi, îți va da biruință. Spunea cineva, dacă spui că ești pocăit de un an, doi, cinci, zece, spune-mi, te rog, cu cât te-ai schimbat în acești cinci, zece ani. O zis Pavel în Romani, mântuirea este mai aproape acum de noi decât atunci când am crescut. Orice creștin care vrea să trăiască spre gloria lui Dumnezeu, trebuie să fie atent la toate lucrurile mici din viața lui. Ele nu sunt, de fapt, altceva decât lucruri mărunte care formează caracterul și slujirea lui. Mai spun ceva. Am văzut mulți oameni la care le place curățenia și la puțini la care le place să facă curat. E frumos să intri într-o casă să spui, ce casă frumoasă! Îmi spunea soția ieri, am fost plecat cu 5 dintre copii, au rămas acasă cu 2, am fost plecat 3 zile prin țară, nu în concediu, în slujire. Și când ne-am întors, am zis, am muncit 3 zile în continuu și aproape că nu se vede nimic. Iubiții mei, curățenia nu facem odată. O facem odată și o întreținem în fiecare zi. Frate păstor, dar de ce trebuie să citească o Biblie în fiecare zi? Știți că 85% dintre creștini nu pun mâna pe Biblie toată săptămâna? Și apoi vin, frate păstor, zice, am probleme în familie. Știți că cei mai mulți nu vin la o rugăciune? Știți că cei mai mulți nu se roagă acasă cu familie? Și apoi vin și spun, sunt la un pas de divorț, nu mai știu ce să fac. Incompatibilitate de caracter, zice. Nu, incompatibilitate de pocăință. Asta e problema. Iubiții mei, pe cum vom trata lucrurile mici cu seriozitate și cu credincioșie, Dumnezeu ne va da biruință în lucrurile mari. Și El ne-a promis, ai fost credincios aici în astea mici, îți voi da să coordonezi lucruri mari în veșnicie. Vă las exemplul lui Jonathan Edwards la final, un exemplu fenomenal, un om al lui Dumnezeu. Toți au rămas uimiți de omul acesta, cum de a putut trăi și a avea un impact așa de frumos.
Cineva s-a uitat în jurnalul lui și în 3 februarie 1724 a descoperit următoarele cuvinte. Fiecare lucru din viața mea trebuie să aibă acum valoarea pe care o va avea când voi fi pe un pat bolnav. Și frecvent, în încercările mele de orice fel, să vină în minte această întrebare. Cât de mult voi prețui asta pe patul de moarte? Cu alte cuvinte, o zis Jonathan Edwards așa. John Wesley spunea, am divorțat de timpul liber. Nu mai am timp liber. Când timpul liber Adam a căzut, David pe Cubaceva a căzut în timpul liber. Și Jonathan Edwards vine și spune așa. Vreau să mă umplu viața cu lucruri mărunte care să aibă un impact colosal. Și fiecare lucru pe care îl fac în fiecare zi, când voi ajunge pe patul de moarte, să-mi fie spre binecuvântare, să-mi fie spre fericire, să nu am regrete. Veneam spre dumneavoastră și ascultam un discurs al unui om care vorbea despre regretele oamenilor pe patul de moarte. Știți câți oameni mor cu regrete și nu mai pot să facă nimic? Însă dacă dai cu ani de zile în spate viața acelui om, un singur lucru dacă era schimbat, regretele lui ar fi dispărut. Ați observat la Pavel regrete când a murit în 2 Timotei 4, 6, 7 și 8? Sunt gesturi mici, sunt gesturi simple, cu efecte mari. Un mulțumesc, un zâmbet, un ajutor dat în vreme de nevoie. O mână întinsă, un telefon, un pansament pe o rană, un verset din Biblie, o rugăciune în fiecare dimineață, o ispită biruită, o seară de rugăciune, o zi de post. Iubiții mei, secretul în a face ceva măreț constă în disciplina pașilor mici, făcuți zilnic. Călătoria unui drum de 1000 de kilometri începe cu un singur pas. Care sunt lucrurile din viața ta mici care trebuie să le elimini astăzi pentru că ar avea efect îngrozitor dacă ai continua să le repeți în următorii ani? Și care sunt lucrurile din viața ta mici pe care ar trebui să le faci de astăzi ca să aibă un efect colosal pentru următorii ani? Dar ce frumos de Daniel să-l vezi la 80 de ani cum coboară cu părul alb în groapa cu lei. Și e interesant că nu a făcut stăruință după Duhul Sfânt în groapa cu lei nici seara de evanghelizare. Însă în Daniel, capitolul 6, Biblia spune așa că atunci când era sus, la palat, între primii oameni care erau lângă împărat, spune Biblia așa, Daniel se ruga când avea chef. Daniel se ruga de 3 ori pe zi, cum făcea și mai înainte. L-am întrebat pe un frate recent, spune-mi, te rogam și eu 7 copii, aș vrea să iau și eu lângă Domnul pe toți. Îmi zici care este secretul? Că am văzut că și tu ai o casă de prunci și toți îți pocăiți. Care este secretul, zic? O zis, frate Cristi, când auzeam ceva negativ despre cineva, despre un copil care vorbea urât cu maică sa, despre un tată care plângea că copilul nu-l ascultă, ce lucruri mărunte, dar care produceau drăni, în loc să mă duc să vorbesc la alții, în loc să judec, luam zi de post și rugăciune pentru familia aia. Iubiții mei, ca păstor, stăteam încremenit în fața acestui om. Un om anonim în ochii noștri. Și îmi dădea Dumnezeu o lecție fenomenală. Când auzeam ceva rău, în loc să mai pun și eu noroi, ci să pun la stare și să împrăștiu, mă puneam în situația acelei familii și fără să știe nimeni, făceam un gest simplu. O zi de post și rugăciune specială pentru familia aia. Frate Cristi, am făcut lucrul ăsta pentru sute de familii din țara asta. Dumnezeu mi le-a întors toate. Și astăzi toți copiii mei sunt lângă Domnul. Pentru că dacă nu se ameni nimic, iese buruiană. Nu mai spuneți că nu iese nimic, iese buruiană. Iar dacă se ameni roșie, iese roșie. Dacă se ameni o boabă de porumb, principiul multiplicării din agricultură spune că pe un singur știulete ies 800 de boabe. Pe un trunchi, 3 ori 8, 2400, 3000 de boabe de porumb. Care e gestul simplu care îl vei semăna de azi înainte? Care e lucrul ăla simplu cu un efect mare care vei decide după acest mesaj pe care Dumnezeu mi l-a dat mai întâi mie? Că trăim într-o generație unde suntem impresionați de like-uri, de vizualizări, de lucruri mari, de ceva care izbește privirea. Eram undeva la un restaurant, mâncam cu cineva și un băiat cu BMW-ul făcea drifturi pe lângă noi. O vrut să ne arate ce țeavă de eșapament are. Și ce frâne poate să ne pună. Să ne strice acolo ce mâncam pe acolo.
Și am primit atunci un cuvânt de la Domnul și i-am spus aceluia care era cu mine la masă: smerenia nu face gălăgie. Sunteți de acord? Numai tupeul, miștocăreala, aroganța și plin internetul de astfel de gesturi, să arăt cine sunt eu. Iubiții mei, în această seară vreau să ne apropiem de rugăciune în comun și aș vrea împreună cu toții să medităm la lucrurile mici din viața noastră. M-au întrebat copiii zilele trecute, frate, o zis tati, era să zic frate Cristi, tati zice, dar nici măcar un pahar, tati. Eram la un restaurant, mâncam undeva pe fugă să fugim mai departe o ciorbă și lângă noi era o zi oromastică și toți ciocneau pahare și alcool. Tati, dar un pahar, tati. Și am zis, hai să vă spun etapa ceva. Nimeni nu se oprește la un pahar. Din cauza acelui pahar, eu personal cunosc zeci de familii care plâng. Dar, auzi, o bere fără alcool. Apa, e cea mai bună. E bună. Pentru berea aia fără alcool, mâine ajungi la cu alcool, mâine ziua de avolumintea. Și ce ai clădit 20 de ani, se face praf într-o singură seară. Merită? Nu. No. Dar auzi, dar o minciună, zice. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Șumuc a fost cel mai scump parfum făcut vreodată în Dubai. Peste $1,000,000 sticlă. Biblia mea spune că un nume bun e mai scump decât șumuc. Să fii cunoscut ca un om integru, de cuvânt, cu principii, care să-ți duci familia spre cer, să fii cunoscut între tineri ca un tânăr care nu vine numai când îți invitați la tineret. Să fii cunoscut în biserică ca un om pe care te poți baza. Asta face mai mult decât șumuc. Face mai mult decât orice bogăție. Niciunde în Biblie Iisus nu aprecia pe nimeni pentru ceea ce avea. Ce casă, ce mașină ți-ai tras. No. Dar întotdeauna Iisus a apreciat un om simplu cu principii puternice. Sutașul cu credință. Femeia aceea, cananită, plină de credință. Iubiții mei, aș vrea să atragem aprecierea lui Dumnezeu. Voi vă uitați azi la mine, eu voi pleca în câteva minute. Dumnezeu continuă să se uită la fiecare dintre noi până în ziua când plecăm de aici. Caracterul tău se vede în ceea ce faci când nu te vede nimeni. În lucrurile simple, în lucrurile banale. Dar ce trebuie să-i spună fiecare seară la pruncul meu despre Estera, despre Iosif? Spune că dacă nu o să-i spună Insta-ul de Messi, de Ronaldo, de Shakira. Și într-o zi o să zici, frate, păstor, rugați-vă și pentru mine, că păruncul meu nu mai vine la biserică. Eu pot să mă rog, dar eu cu copilul tău mă întâlnesc o dată pe săptămână. Tu petreci 40 de ore pe săptămână cu el. Ai pus ceva acolo? Un gest simplu?